Aici o să ilustrăm o formă de atac destul de simplu, numită spear phishing, prin care atacatorul se conectează la serverul de mail pe care îl folosește victima și trimite un e-mail prin care încearcă să-l păcălească, să descarce un PDF sau să dea click pe un link și făcând chestia asta, deschizând PDF-ul sau deschizând fișierul Word trimis, efectiv să își infecteze mașina. Și aici avem un exemplu de... Într-un mediu de test, este un sistem de operare numit Kali Linux, este special pentru teste de penetrare și pentru teste de hacking. Deci aici vedem o conectare la serverul de mail al victimei, efectiv se conectează prin telnet la IP-ul respectiv, pe portul 25 folosit de SMTP și încearcă să-i spună serverului de e-mail că el, hackerul, el, atacatorul, este de fapt departamentul financiar din aceeași companie. Bineînțeles, serverul zice ok pentru că e prost configurat. Primitorul mesajului este victima noastră, denumit în cazul ăsta John Doe, arondexample.com, și bineînțeles serverul acceptă să primească e-mail-uri pentru John Doe. Îi trimitem datele, aici o să dea paste la corpul mesajului, îi trimitem și un link cu un fișier PDF care conține un payload malițios. Efectiv, i-am trimis un PDF care conține cod executabil și care exploatează o vulnerabilitate din Adobe PDF, din Adobe Acrobat Reader. Asta este ce vede victima, este desktop-ul lui, ajunge la birou, deschide Outlook-ul să-și verifice e-mail-urile, vede că are un e-mail necitit, intră în inbox și vede că este de la Financial Department. Dear John, you can find the requested report here. Dă click pe link, salvează PDF-ul, se numește Final Report, el chiar crede că este ceva de la, așa arată, ca ceva de la contabilitate. Și a deschis fereastra și în momentul ăsta este infectat, fără să-și dea seama. Deci în momentul ăsta, atacatorul are acces complet, total, asupra calculatorului victimei. Simplu. Poate să-i citească fișierele, să-i le șteargă, să-i vadă ecranul, să-i vadă webcam, am făcut noi un exemplu cu webcam-ul. Poate să facă absolut orice. Are full control. Poate inclusiv să schimbe parolele, să nu mai dea voie să se conecteze. Deci poate să facă orice. Ce a zis mai devreme despre CryptoWall, poate să cripteze fișierele, poate să facă ce vrea. Deci aici prezentăm soluția Fidelis XPS pe care noi o folosim pentru protecția rețelei noastre interne. Și aveam aici un dashboard cu globul pământesc, vedem țările, adică originele, locurile din care originează atacurile. Avem clasificarea pe tipuri de alerte, avem IP-urile de la care avem cele mai multe alerte și în mod evident aici puteți observa troianul pe care tocmai l-am trimis, că așa îl detectează ca fiind un troian. Deci detectează incidentul, evenimentul pe care l-ați văzut mai devreme. Prima dată l-am rulat fără sistem, apoi l-am rulat cu acest sistem. Și puteți vedea aici activitatea normală și dintr-o dată îl detectează. Dacă vrem mai multe detalii, putem să mergem să vedem toate alertele. Dă-i play. Și aici avem o listă cu tot ce s-a întâmplat în sistem, în toată rețeaua noastră. Și putem să vedem efectiv alerta în detaliu, să vedem cum a detectat-o, despre ce este vorba, cum a încercat atacatorul să ne... Detected malware using AutoMDE. Deci nu folosește o semnătură ca să detecteze, îl rulează într-un sandbox, într-un mediu virtualizat, vede la ce are acces, la ce vrea să se să modifice, ce fișiere vrea să modifice acel malware și detectează, își dă seama că este un troian. Îmi spune că severitatea este crescută pentru această alertă. Aici am efectiv codul, dacă vreau să mă uit în el. Am tot felul de date și de metadate utile pentru forenzic, pentru digital forenzic, deci pentru investigație, ca să-mi dau seama cum funcționează acel malware, unde se conectează, ce fel de date caută pe calculatorul meu, cui vrea să le trimită și așa mai departe. Și efectiv, după ce l-a rulat în mediu virtual și a dat seama că este malițios, i-a făcut un hash, o semnătură, pe care a salvat-o în bază rate. Data viitoare, vedeți, prin metode euristice a determinat că este un troian, folosește un exploit, da? Este denumit generic pentru că nu l-a mai văzut până acum, deci este ceva nou pentru sistem. Face acel hash, îl salvează în bază date și data viitoare când mai vede același tip de malware,
știe exact ce este și nu mai trece prin toate procesele, îl blochează în mod direct și definitiv. Și asta este, cum să spun eu, doar o mică parte din capabilitățile acestui sistem pe care noi l-am testat pentru un atac foarte simplu ca să poată lumea să înțeleagă. În viața reală vedem lucruri mult mai sofisticate, mult mai complicate, mult mai greu de explicat, dar în general, pentru utilizatorii de acasă, pentru oamenii de acasă, cel mai des răspândit mod de infecție este acesta, link-ul pe care ai dat click sau atașamentul pe care l-ai descărcat, crezând că vine de la un prieten sau poate chiar să vină de la un prieten. Atacatorul poate să spargă un cont de e-mail și apoi, folosind acel cont de e-mail, toate contactele din contul de e-mail primesc încă un mail să mai infecteze și pe alții. Deci aveți mare grijă ce fișiere descărcați și le deschideți, de unde sunt, încercați să aveți actualizările de securitate făcute, pentru că în cazul de mai devreme ați văzut, acel Acrobat Reader nu avea actualizările de securitate făcute, de asta ne-a și permis să le exploatăm. Deci în momentul în care apare o chestie în colțul din dreapta jos al ecranului și vă enervează și vă spune update, 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 faceți totuși un update, că e pentru binele vostru.